Lăudat să fie Domnul! Hai. Știți care e cea din dintre, dintre roadele, roada Duhului Sfânt? Știți cineva? Și apoi a doua? Bucuria. Bucuria. Și știți că acestea două au, un, au o caracteristică specială. Și dragostea și bucuria nu le putem ascunde. Nu le putem ascunde. Un om bucuros nu se poate ascunde. Un om care iubește nu se poate ascunde. Amin? Și atunci hai să dăm dovadă că suntem plus de roada Duhului, dovedim ne bucuria zâmbind. Amin? Nu suntem aici să comemorăm moartea cuiva. Suntem aici să celebrăm victoria lui Isus Hristos, Domn peste Domn, Dumnezeu care stăpânește creația și care merită gloria și lauda noastră. Amin? Lăudați să fie Domnul! Desiem Scriptura împreună în Cartea 1 Timotei, Epistola lui Pavel către Timotei, cea din 2 epistolă, capitolul 6, Citim de la versetul 6 până la versetul 19. 1 Timotei, capitolul 6, de la versetul 6 până la versetul 19. Negreșite, Vlavia, însoțită de mulțumire, este un mare câștig, căci noi n-am adus nimic în lume și nici nu putem să luăm cu noi nimic din ea. Dacă avem dar cu ce să ne hrănim și cu ce să ne îmbrăcăm, ne va fi de ajuns. Cei ce vor să se îmbogățească din potrivă cad în ispită și în capcană și în multe pofte nesăbuite și vătămătoare care cufundă pe oameni în prăpăd și pierzare. Căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor și unii care au umblat după ea au rătăcit de la credință și s-au străpuns singuri cu o mulțime de chinuri. Iar tu, om al lui Dumnezeu, fugi de toate acestea și caută neprihănirea, evlavia, credința, dragostea, răbdarea, blândețea. Luptă-te lupta cea bună a credinței, apucă viața veșnică la care ai fost chemat și pentru care ai făcut acea frumoasă mărturisire înaintea multor martori. Te îndemn înaintea lui Dumnezeu care dă viață tuturor lucrurilor și înaintea lui Isus Hristos, care a făcut acea frumoasă mărturisire înaintea lui Pilat din pont. Să păzești porunca fără prihană, și fără vină, până la arătarea Domnului nostru Iisus Hristos, care va fi făcută la vremea ei de fericitul și singurul stăpânitor, împăratul împăraților și domnul domnilor, singurul care are nemurirea și care locuiește într-o lumină de care nu poți să te apropii, pe care niciun om nu l-a văzut, nici nu-l poate vedea, și care are cinstea și puterea veșnică. Amin. Îndeamnă pe bogații veacului acestuia să nu se îngânfe și să nu-și pună de-a niște bogăține statornice, ci în Dumnezeu, care ne dă toate lucrurile din belșug ca să ne bucurăm de ele. Îndeamnă să facă bine, să fie bogați în fapte bune, să fie darnici, gata să simtă împreună cu alții, așa ca să strângă pentru vremea viitoare, drept comoară, o bună temelie, pentru ca să apuce adevărata viață. Amin. Vă chem să ocupați locurile. Dragii mei, mă bucur pentru fiecare dintre dumneavoastră, e un timp pe care îl petrecem împreună în casa lui Dumnezeu și vă mulțumesc fiecăruia că ați ales să fim împreună la Sfânta Trăime în seara aceasta. Domnul să vă binecuvinteze, Domnul să se îndure de fiecare din voi, să asculte rugăciunile voastre și să plecați de aici, atinși de Dumnezeu, de prezența Lui. Amin? Domnul să vă asculte și să ne asculte pe fiecare. În seara aceasta Dumnezeu mi-a pus în inimă să vă vorbesc despre un subiect delicat delicat. Vedeți, tinerețea este vremea marilor visuri sau de marilor idealuri. Din păcate, pentru cei mai mulți sunt gropate odată cu trecerea vârstei de 30 de ani. Visăm de la 20 la 30 de ani. <gângh> la 20 începem, la 30 ne dăm piept cu viața și realizăm că nu se prea poate schimba nimic și omorâm cam tot. Dar tinerețea este marcată, marcată, de multe gânduri, de multe idealuri, de multe proiecte de viață. Și oamenii în general, și noi românii, într-un mod special, avem un simț foarte dezvoltat al proprietății. Oamenii în general, dar noi românii, într-un mod special. Știați că poporul român este unul dintre una dintre națiunile în care este cea mai ridicată rată de proprietari. România este printre țările în care cei mai mulți din populația țării sunt proprietari pe imobilele în care locuiesc. În celelalte țări ale Europei e o discrepanță ciudată. Deși economic sunt mai bogați decât România, ei nu sunt așa de mulți pe cap de locuitor proprietari ai imobililor în care locuiesc. Dar România e invers. Cei mai mulți sunt proprietari. Și noi români avem așa un simț foarte dezvoltat al proprietății. Și când stai de vorbă cu câte unul și te întreabă de cât îmi aici, a doua întrebare este dacă ți-ai cumpărat ceva în țară. Nu? Imediat a doua, urmează după ea ți-ai făcut casă, ți-ai luat un apă, apar... mă, o garsonieră, ți-ai luat măcar. Și dacă nu-i măsurabilă șederea ta aici în imobil, zic oamenii că ți pierzi vremea. Dar nu neapărat așa. Un american, de exemplu, poate să stea toată viața în chirie, un român nu poate. <laughs> Face ceva, orice, ca să dobândească ceva ce este a lui. Dragii mei, nu-i nimic rău în asta. Nu-i nimic greșit în a-ți dori să stăpânești să ai, să fii proprietar. Nu-i nimic rău. Doar că diavolul în vremea în care noi trăim se folosește de această slăbiciune a noastră, de această dorință a noastră și o distruge sau o, o face hidoasă, o face păcătoasă, exagerând-o. Să știți că diavolul întotdeauna, ăsta e modul lui de a lucra. Ia un lucru bun, un lucru pe care Dumnezeu l-a lăsat natural, o dorință noastră și o exagerează și astfel ea devine păcătoasă. Dorința de a mânca este o dorință deosebită, normală, absolut justificată. Să ai o mâncare preferată este justificat. Nu e nimic păcătos în asta. Noi nu credem ca și călugării primului secol care fugeau în pustie și să posteau cu zecile de zile la rând doar ca să-și omoare firea. Noi nu credem că așa omorâm firea. Dacă nu de, de mâncare, știți că este o vorbă românească că un om avea un cal și când s-a obișnuit cu foame au și murit. De obicei așa se întâmplă, dacă te obișnuiești, după aceea te duci cu tătul. Noi nu credem că orice dorință naturală este păcătoasă, dar diavolul exagerează dorințele noastre și le face păcătoase. De exemplu, a mânca este bine, a te îmbuiba este păcătos. Ați înțeles? A mânca este justificat, este planul lui Dumnezeu pentru noi, face parte din binecuvântările Lui pentru viața noastră, a exagera este păcătos. Deavul ne atacă mereu și vă spuneam se folosește de, acest, de, acest, de această slăbiciune a noastră. Și ne atacă mereu cu gândul că avem nevoie. Asta e una dintre lucrurile cu care suntem cel mai des atacați în vremurile în care noi trăim. Societatea în care noi trăim creează nevoi. Creează nevoi permanent, creează nevoi. Și noi trăim deja sub această robie a nevoilor. Și mulți dintre noi ajung robii visurilor de a avea. Visuri pentru care începem să sacrificăm întâi familia, apoi biserica, relațiile dintre noi și unii, fără să-și dea seama, își sacrifică chiar mântuirea. Fără să-și dea seama, pe nesimțite, își sacrifică chiar sufletul lor. În textul pe care l-am citit, dacă ați fost atenți, apostolul Pavel este atât de clar, este atât de, de relevant. Când am citit textul ăsta în săptămâna care a trecut, am avut impresia că E scris într-o dimineață de luni, nu știu așa, contemporan. Pavel parcă scrie pentru generația noastră, cu toate că textul ăsta e de 2000 de ani scris. El e atât de relevant pentru vremea în care noi trăim, dovadă că Biblia nu-și pierde din eficacitate și din relevanță, indiferent de ce generație de oameni se perindă în lumea aceasta. Este valabilă și pentru noi. Și Pavel scrie pentru noi. Și Pavel ne îndeamnă să păstrăm un echilibru, să păstrăm... O, o, o raportare corectă a priorităților în viața noastră. Poate vremea seara asta și cuvântul ăsta ne provoacă să ne aranjăm prioritățile dacă nu le-am aranjat, sau să le rearanjăm dacă le-am aranjat greșit. Și mai, mai e un lucru interesant la textul ăsta. Știți cui se adresează textul ăsta? Nu unui om care s-a întors de curând la Dumnezeu din Biserică. Am zice noi îi justificat, da, omul ăla e slab, încă e copil în credință. Știți cum îi scrie Pavel? Celui care conducea biserica din Efes, lui Timotei. Lui îi scrie Pavel. Lui îi scrie Pavel. Și zice Pavel, tu, om al lui Dumnezeu, ție ți se adresează lucrurile astea. Pentru că, dragii mei, aș vrea să înțelegem în după masa asta că niciunul din noi nu, ne, uh, nu ieșim din, din, din acest pericol pe care îl prezintă Pavel. Niciunul nu suntem în afara lui, ci toți suntem afectați de ceea ce spune Apostolul Pavel aici. De aceea, mesajul Apostolului Pavel pentru noi seara asta e un mesaj clar și vreau să, să, ne, să ne ajungă în inimă. Și Pavel ne învață ceva, că e mai important în viața aceasta să-i semănăm lui Hristos decât să dobândim lucruri materiale. Amin? E mai important în viața asta pe care o trăim. Trăind prin viața aceasta să ajungem să-i semănăm pe zi ce trece mai mult lui Hristos, decât să ajungem să fim stăpânitori peste lucruri materiale. Să ajungem să avem doar acumulări de lucruri materiale. Apostolul nu vrea ca atenția noastră să fie mutată spre acumularea de lucruri materiale și spre asemănarea cu Hristos. Și vreau să spun ceva. Sensul vieții creștine este să-i semănăm Domnului nostru pe zi ce trece tot mai mult. Dragii mei, noi când ne-am mântuit, nu ne-am mântuit ca să venim la biserică doar. Nu ne-am mântuit doar ca să avem, nu știu, alte beneficii, să fim părtași la harul lui Dumnezeu, să fim părtași la binecuvântările lui Dumnezeu. Nu. Ci sensul existenței unui om care s-a mântuit este ca din clipa în care s-a întors la Domnul, pe zi ce trece el să-i se semene tot mai mult Domnului Hristos. În vorbire, în purtare, în gândire, în relații, în tot ce are în jurul lui. Să semene lui Hristos. Vorbeam despre roada Duhului la început și vă spuneam când am studiat-o în serile de vineri. Roada Duhului nu e nimic altceva decât caracterul lui Dumnezeu coborât în noi prin puterea Duhului Sfânt. Asta e. În momentul în care noi, în noi locuiește Duhul Sfânt, noi ne îndumnezeim pe zi ce trece. Adică începem să-i semănăm lui Hristos mai mult. Și dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor, toate acestea nu sunt altceva decât dobândirea caracterului Hristos în viața mea. Și Apostolul ne îndeamnă în seara asta și vreau să înțelegem lucrul ăsta că e mai important să ajungem să-i semănăm lui Hristos pe zi ce trece decât doar să adunăm lucruri materiale. Diavolul ne minte și spune că sensul vieții noastre e să adunăm lucruri. Să adunăm lucruri. Numim un om realizat. Un om care are pământ, care are mașină, care are casă. Nu că astea lucrurile. Dar iubiții mei, nu asta înseamnă să fii un om realizat. Să fii un om care trăiești cu sens. Pentru că cei mai mulți dintre voi care aveți poate unul din aceste lucruri sau le aveți pe toate, știți că odată ce le-ați dobândit, nu satisfac. Nu satisfac. Și faptul că ai o casă frumoasă pe undeva pe România, nu-ți folosești la nimic dacă tu stai aici. Nu ai niciun sens. Se bucură alții de ea. De aceea, dragii mei, orice lucru material își pierde valoarea. Și Pavel ne îndeamnă și ne vorbește. De ce e mai important să-i semănăm lui Hristos decât să dobândim lucru material? Și ascultați ce zice el în versetul 8. Dacă avem dar cu ce să ne hrănim și cu ce să ne îmbrăcăm, ne va fi de ajuns. Versetul 17. Îndeamnă pe bogații viacul acestea să nu se îngânfe și să nu-și pună nădejdea niște bogăține statornice, ci în Dumnezeu, care ne dă toate lucrurile din belșug, ca să ne bucurăm de ele. De ce să nu ne străduim să adunăm lucruri materiale? De ce să nu ne investim energia în aduna lucruri? Pentru că lucrurile materiale necesare, dragii mei, sunt darul lui Dumnezeu. Așa e Biblia. Dacă avem dar cu ce să ne hrănim și cu ce să ne îmbrăcăm, ne va fi de ajuns. Partea a doua, versetul 17, ci în Dumnezeu să ne încredem, care ne dă toate lucrurile din belșu ca să ne bucurăm de ele. Dumnezeu s-a angajat, dragii mei, prin scriptură, dacă veșetibila veți găsi promisiunea lui Dumnezeu. În momentul în care noi ne-am întors la El, Dumnezeu s-a angajat să ne poarte de grijă cu privire la toate lucrurile care ne sunt necesare. Amin? Credeți asta. Dumnezeu s-a angajat să ne poarte de grijă cu lucrurile care ne sunt necesare. Și ascultați ce spune El. Matei 6 cu 33, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui. Și toate aceste lucruri, vorbea de îmbrăcăminte, vorbea despre hrană, vorbea despre un de post, lucruri de care nu om are nevoie. Vi le voi da pe dea supra. Dacă voi mă căutați pe mine, zice Dumnezeu, dacă voi căutați lucrurile care mă interesează pe mine, să-mi semănați în fiecare zi, Dumnezeu promite să îngrijească de nevoile noastre. Asta nu intră în dezacord cu munca, nu înseamnă că nu tot să la muncă. Ce înseamnă ca inima ta să nu fie preocupată de a aduna așa atât. Și în momentul în care inima ta se îndreaptă către Dumnezeu, Dumnezeu îngăduie și îngrijește ca toate celelalte lucruri să nu-ți lipsească. Vă provoc să faceți un experiment. Pentru cei care nu reușiți să veniți vineri seara la biserică pentru că munciți foarte mult, vă provoc un experiment de trei luni de zile, atât. Și dacă nu se întâmplă nimic, să mă trageți de mânecă, să spuneți că v-am mințit de la învon. Vineri, spuneți-i patronului vostru că ați vrea să lucrați cu două ore mai puțin ca să ajungeți la biserică. Și dacă lucrând cu două ore mai puțin veți sărăci și vă va lipsi ceva, aș vrea să mă trageți de mâini că să-mi ziceți, pastore, n-ai avut dreptate. Încercați voi. Ia trei luni de zile, spune, Doamne, uite, de acum înainte până în ianuarie, da? Vine octombrie, noiembrie, decembrie. Uite, Doamne, până în ianuarie vreau să vin vine la biserică. Asta înseamnă că lucrez cu două, două, ore mai puțin. Asta înseamnă nu știu cât câștigi tu la oră. Îți măsori în fiecare vineri cât pierzi. Spui, Doamne, uite, eu sunt dispus să dau asta pentru tine, că vreau să mă întâlnesc la casa ta să mă închin. Și promisiunea lui Dumnezeu și ce zice? Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate celelalte lucruri. Vi se vor da pe deasupra. Nu credeți că a venit vremea să testăm promisiunea asta, nu doar să le citim, Amin? Amin? Hai să le punem în practică. Zicem, doamne, uite, am trei luni la dispoziție. Să, să știi că în trei luni nu se răcești cu alea două ore. Dacă nu se schimbă nimic, apucă-te înapoi și duce mai departe cum mai știu tu. Dar vă provoc, hai să ne dăruim lui Dumnezeu căutându-L. Pentru că lucrurile materiale necesare sunt harul lui Dumnezeu. Atunci, necesarul nu vine prin mintea ta, prin mușchii tăi, prin hărnicia ta, nu puterea ta, ci Dumnezeu. Amin? Dar de ce spun lucrurile necesare? Lumea spune că dacă ai bani, dacă ai pământuri, dacă ai case, mașini, lucruri de valoare, ești cineva, ești un om realizat. Ești un om care a trăit cu sens. Și mulți oameni în societatea în care noi trăim asociază banii și resursele materiale cu binecuvântarea. Și spun, domnule, dacă ai bani, ești binecuvântat. Dacă ai resurse materiale, ești binecuvântat. Dar vreau să spun ce nu-i totdeauna adevărat. Și vreau să învăț un principiu în, în după masa asta. Și principiul sună în felul următor. Tot ce mă apropie de Dumnezeu vine de la El. Tot ce nu mă apropie de Dumnezeu nu vine de la El. Vă repet. Tot ce mă apropie de Dumnezeu vine de la El. Tot ce mă depărtează de Dumnezeu nu vine de la El. Pentru că voia lui Dumnezeu să fie mai aproape de El. Mai aproape de El. Vreau să ți spun ceva. Am cel puțin două momente în viață în care m-am angajat și am crezut că Dumnezeu mi-a pus mâna în cap și că izvorul de binecuvântare și că locul meu de muncă, nu m-am gândit și m-am trezit peste trei luni de zile că de fapt era un mare blestem și o capcana diavolului pentru sufletul meu, să mă opresc din slujire, să nu mai meardă de alte lucruri, să fiu cu cap acolo în fiecare zi de dimineața până seara, să nu mai eliberez nici noaptea de... Iubiții mei, Dumnezeu are dorința de a ne apropia de El și așa vrem să testăm lucrurile în viață. Dumnezeu te binecuvântă cu un loc de muncă, câștigi bine. Și zici, bă, asta e binecuvântarea Domnului. Ia testează în felul următor. Te apropie de Domnul. Te apropie de El. Dacă banii pe care îi câștigi devin o sursă de binecuvântare, de sprijin pentru cei din jur, devin o sursă de, de binecuvântare pentru tine și pentru oamenii din jurul tău, e binecuvântarea lui Dumnezeu. Avram a fost mai bogat decât tine. Mult mai bogat decât tine. Și avea și el timp să se roge. Dacă ai timp să te rogi, e bine. Dacă îți respecti timpul de, de închinare, dacă ai timp de familie și Dumnezeu te-a binecuvântat și ești mai aproape de el și mai aproape de el, e binecuvântarea lui Dumnezeu. Dar dacă banii pe care îi faci te fac să nu mai ai timp de nimic, Ești atât de ocupat, de prins, că n-ai timp nici de familie, nici de copii, nici de rugăciune, nici de Dumnezeu, nici de veni la biserică, ești prea obosit în fiecare zi. Dacă în fiecare zi de dimineață, de când te trezești până seara, când te pui în pat, n-ai decât un singur gând și mai mult, și mai mult, și mai mult. Vreau să spun ceva. Aia nu-i bine cu Dumnezeu. Tot ce depărtează Dumnezeu nu-i de la El. Am cunoscut oameni pe care Dumnezeu i-a binecuvântat și s-au apropiat de el mai mult și au recunoscut în, în, ceea ce li s-a întâmplat binecuvântarea Dumnezeu și au mulțumit și sunt mulțumitori. Și am văzut oameni pe care bogățiile și lucrurile au depărtat de Dumnezeu ajungând să nu mai recunoscă. Vreau să spun ceva, Daniel a fost mai important decât tine. Mai responsabil, mai multe avea pe cap, era emisar de stat și avea timp de trei ori pe zi să-și plece genunchii să se roage. Dacă te apropie de Dumnezeu, e binecuvântarea lui. Dacă nu te apropie, nu-i de la el. Ține minte principiul ăsta. Că diavolul de multe ori ne, ne, minte în viață crezând că e mâna lui Dumnezeu peste noi când de fapt e o capcana lui. De aceea așa să te uiți în viață. Locul ăsta de muncă mă apropie de Dumnezeu. Sau nu? Dacă nu te apropie Dumnezeu, nu-i de la El. Și te provoc ceva prin credință. Renunță. Pentru că în viață e mai important să-i lui Hristos decât să o dobândești lucruri materiale. Dacă tu n-ai timp nici o duminică să vii la biserică într-o lună, nu e de la Domnul. Dacă tu n-ai timp să te rogi nici măcar 10 minute, nu e de la Domnul. Ați înțeles? E mai important să-i semnul lui Hristos decât să dobândesc lucruri materiale, pentru că lucrurile materiale necesare mi le dă Dumnezeu. Trebuie să mă încred în El. Amin? Ridică-ți privirea de... și nu-ți nu mai pune încrederea în forțele tale, ci încrede în Dumnezeu de astăzi. Prea mult ne încredem în noi, în forța noastră, în resursele noastre, în capacitățile noastre intelectuale. Renunț odată! Că da, e stresat, că te bazezi pe tine! Astăzi începe să te în Dumnezeu, spune, Doamne, mă încred în tine. E mai important să semănăm lui Hristos, să investim în asta decât să dobândim lucruri. Pentru că lucrurile materiale, pe lângă că ni le dă Dumnezeu tot ce avem nevoie, lucrurile materiale strecătoare. Ascultați ce versetul 7. Că noi nu am adus nimic în lume și nu putem să luăm cu noi nimic din Ia. Este o, o zicală biblică. Gol am venit în lumea aceasta din pântecele mame mele și gol, zicea Iov, mă întorc înapoi din ea. Și asta e realitatea. Am venit fără nimic și ne întoarcem cu un costum. Atât. Cam atât aia un om de pe lumea asta cu el. Un costum în care îl îmbracă în ziua morții lui. Atât. Nimic mai mult. Nimic n are nicio valoare. În ziua morții, nimic din tot ce a adunat n are nicio valoare. Versetul 17. Zice, îndeamnă pe bogații veacului acestea să nu se îngânfe și să nu-și pună nădejdea în, în niște bogății statornice. Lucrurile materiale sunt trecătoare. Ne avem impresia că uneori, și avem impresia asta uneori, că tot ce experimentăm pe acest pământ ține pentru totdeauna. Și ne purtăm de parcă totul ține o veșnicie. Mai ales, din nou, noi români avem un, 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 ceva special. Eu n-am văzut nicăieri lumea să construiască case ca și la români. Beton, 80. Buncăre. Să țină 200 de ani, să nu le clatie nimeni. Cred că dacă s-ar ar răsturna casa, după nu ar striga niciun părere. Ar rămâi exact așa cum e, la cât, cât e de dar vreau să spun ceva. Lucrurile materiale strecătoare. Chiar dacă ne doare gândul ăsta că noi ne gândim la lucrurile care ne-am luat, toate trecătoare, și pierd valoarea. Își pierd valoarea în fiecare zi. Ascultați ce spune cuvântul Domnului în Proverbe 23, versetul 4 și 5. Nu te chinui să te îmbogățești. Doamne, ajută ne să auzim versetul ăsta. Nu te chinui să te îmbogățești. Nu spune priceperea în asta. De ce? Abia ți-ai aruncat ochii spre ea și nu mai este. Că-și bogăția își face aripi și ca vulturul zboară, își ia zborul spre ceruri. Bogăția zboară. Tot ce există pe acest pământ nu are trăinicie, dragii mei. De aceea nu mai te lăsa sedus de gândul că aceste lucruri te vor face fericit. Noi ne dorim lucruri pentru că acceptăm seducția asta pe care lucrul -o oferă, că dacă le vom avea, vom fi fericiți. Și toți visăm o casă și zicem, domnule, dacă mă voi muta în casă, voi fi fericit. Te vei muta în ea și vei observa că nu s-o schimbat nimic cu tine. Nimic. Absolut nimic. Îți vei cumpăra mașina pe care să o dorești și vei fi același reumatism, uită cu tine. Și dacă ai încălzire în scaune, n-ai ce să faci. E simplu. Noi acceptăm seducția asta mereu și mereu, că noi vom fi satisfăcuți de lucrurile pe care le avem. E o iluzie. E o iluzie. Și Pavel îi îndeamnă pe oameni să nu-și mai pună încrederea în lucruri materiale pentru că strecător. Și ascultați în ce ne îndeamnă Pavel să investim. Versetul 18 și 19. îndeamnă să facă bine, să fie bogați în fapte bune, să fie și gata să simtă împreună cu alții. Așa ca să-și strângă pentru vremea viitoare drept comoară o bună temelie ca să apuce adevărata viață. Pavel aduce aminte și ne aduce aminte nouă, oameni buni, investiția care durează, care te face fericit. Investiția pe care o faci în împărăția lui Dumnezeu. Doar ceea ce faci pentru Dumnezeu, dragii mei, rămâne. În rest, nimic altceva. Casa ta, mașina ta, conturile tale, grădinile, livezile, nu știu ce ți-ai mai făcut, numai tu și Solomon, ai pescării și lagune și mai știu ce, grădini ornamentale, toate într-o zi vor arde. Apropo de asta eram la biserică cu mulți ani în urmă și un frate de dea predica din textul acela care zice în scriptura 2 Petru că toate vor arde. S-a oprit așa pentru un moment și vorbea cu el însuși la învon și a zis și mi-am zis, Sorine, la tine are mult de ars. Probabil unii dintre voi zice și voi la fel, gândindu-vă la lucrurile pe care le-ați adunat. Că și la tine poate are mult de ars. Dar vreau să spun ce, orice lucru material va fi într-o zi combustibil pentru focul lui Dumnezeu. Și atât. Atât. Lucrurile care rămân sunt lucrurile care le investești în împărăția lui Dumnezeu. Și de-aia Apostolul Pavel îi zice lui Timotei Tu apucă, luptă-te pentru lucrurile care merită. Iar tu, om al lui Dumnezeu, versetul 11, fugi de aceste lucruri și caută. Ce? neprihănirea, evlavia, credința, dragostea, răbdarea, blândețea. Pentru că astea sunt valorile care dăinuie. Zicea George Müller un lucru pe care, cu care mi amintesc cu plăcere de fiecare dată. El spune așa, buzunarele misionarilor și ale săracilor sunt banca de investiții cea mai sigură. Dacă vrei să rămâi cu ceva, nu-ți cumpăra criptomonede, nu o știu Nu te juca, nu apuca, nu apuca să te joci la bursă, crezând că vei rămâne cu ceva. Nu. Investește în împărăția lui Dumnezeu. Investește lucrurile care merită, care rămân. Pentru că, dragii mei, toate lucrurile trecătoare, absolut toate, sunt fără valoare, se duc. Cu fiecare zi se duc. Și al treia lucru care vreau să îl spun, Apostolul Pavel zice, căutați-L pe Hristos, El semănați Lui. Pentru că oricum lucrurile materiale după care vă zbateți, cele necesare, Dumnezeu vi le garantează. Căutați-L pe El, dăruiți-vă Lui și El se va îngriji de voi. Asta nu înseamnă îndemn la lene, ci înseamnă mutarea priorității. Îmi mut prioritatea de pe lucrurile pe care le adun spre Hristos. Mă duc la muncă, sunt harnic, îmi văd de treabă, dar inima mea nu e la lucrurile astea și inima mea e la Hristos. Și dacă se ivește ocazie să mă întâlnesc cu biserica, dacă se ivește ocazie să mă duc să ajut, dacă se ivește ocazie să fiu gata de sacrificiu, îs acolo. Pentru că lucrurile care merită, îs lucrurile împărăției. Doi, lucrurile materiale strecătoare oricum. Și Pavel ne mai îndeamnă lucru și ne zice așa, orice exces material este distrugător. Versetul 9 și 10, ascultați ce spune el. Cei ce vor să se îmbogățească, din potrivă, cad în ispită și în capcană, în laț, și în multe pofte nesăbuite și distrugătoare, vătămătoare, care cufundă pe oameni în prăpăd și în pierzare. Căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor. Și unii care au umblat după ea au rătăcit de la credință și s-au străpun singuri, singuri, cu o mulțime de Chinuri. În momentul în care un om este lacom, în același moment și ce se simte că devine un sadomasochist, un om care își face răul lui, care se distruge singur. Zice în Proverbe, capitolul 1, versetul 19, asta este soarta tuturor celor lacom de câștig, că lăcomia aduce pierderea celor ce se dedau la ea. În momentul în care a devenit lacom, în clipa aia, știi care ți drumul următor? Te autodistrugi. Te autodistrugi. În momentul în care ți-ai pierdut controlul și cauți în exces lucruri materiale, ești pe drumul care te duce la autodistrugere. Tu singur te distrugi pe tine. nu e nevoie de alții. Tu singur. Există un detaliu pe care noi îl ignorăm adesea când vine vorba de lucruri materiale. Orice exces, dragii mei, este letal pentru viața noastră spirituală. Orice exces material este letal pentru viața noastră spirituală. Spunea Domnul Isus, Luca, capitolul 21, versetul 34. Luați seama la voi și vă, cercetați-vă pe voi, spunea Domnul, ca nu cumva să vi se îngreuieze inimile cu buibare de mâncare și băutură și cu îngrijorările vieții acesteia. Și astfel ziua aceea să vină fără veste asupra voastră. Domnul Isus zice că excesul material, îmbuibarea, excesul de lucruri materiale, orbesc sufletul. Și tu nu mai realizezi că ziua Domnului e aproape. Tu nu mai realizezi că vremurile se duc într-acolo și totul din jur se dărâmă. Tu ești orbit și nu vezi. Pentru că orice exces te minte și te duce spre autodistrugere. Chemarea noastră, dragii mei, este să dobândim un echilibru în raport cu lucrurile materiale pe care le avem sau ni le dorim? Apostolul Pavel ne cheamă la echilibru. Să stai în, în, în fața lui Dumnezeu cu tine însuți și să-ți așezi lucrurile, să fii echilibrat. Repet, lucrurile materiale sunt lucruri de care ne folosim și avem nevoie de ele. Dar trebuie să fim echilibrați cu privire la ele. Dar ce înseamnă exces? Pentru că am zis că lucrurile materiale în exces, orice exces, este dăunător. Ce înseamnă exces? Și vreau să Vorbi despre un principiu. Și anume, principiul nevoi reale sau al nevoii induse. Sau, tradus mai simplu, moft sau necesitate. Moft sau necesitate? Există o, o mare problemă a zilor noastre, și a mea, și a voastră, și a fiecăruia. E foarte greu să discernem când e moft și când e necesitate. Când e moft, și când e necesitate. Pentru că societatea în care noi trăim, societatea asta consumeristă, și ce face? Creează nevoi permanent. În continuu creează nevoi și îți creează lucruri care n-ai știut, de când, de când trăiești pe lumea asta n-ai știut că există, dar în momentul în care le-ai văzut, ți le dorești. E simplu. Da? N-ai știut că se poate vacanțe până nu știu eu, dacă n-ai văzut că există și tu vrei. De, de acord? Până atunci mereai, tot la Sinaia sau la Moneasa sau la Băile Felix. Dacă ne-ai învățat că se poate și în Bali, numai tu nu, nu ai, dă -i. strânge cureaua până... Pentru că societatea ne creează nevoi, nevoi permanente. Și vreți să facem discernere între necesitate și moft, da? De exemplu, cele mai bune unelte pentru profesioniști. Este o necesitate, da? Oamenii care lucrează cu ele au nevoie, e o necesitate. Chiar dacă costă uneori, sumele te sperie. Ei cât e cât el e o cutie atâta, dar dai pe el de ce urăști. Nu, pentru profesioniști, uneltele sunt o necesitate. Dar mi se pare aberant să-ți dai tot salariul de o pe lună pentru un iPhone X. Ce faci cu el mai mult decât eu uiți pe Instagram și faci poze, în selfie? E aberant. E aberant. Ați priceput? Sunt foarte mulți oameni care se aruncă în această luptă a, a mofturilor care devin necesitate. E inutil. Și în felul ăsta își distrug viața. Și ce spune Apostolul Pavel? Cei ce vor să se îmbogățească, să acumuleze lucruri, din potrivă cad în ispită și în lanț și în tot felul de pofte nesăbuite, adică necontrolate și distrugătoare care te distrug pe interior. Care cufundă pe oameni în prăpăd și pierzare. Îmi iau un costum, că n-am. Necesitate. Bă, întâi tu măcar o dată pe lună la biserică în costum. Să nu că frații că... Nu-i rău. Dar să ți-l cumpere al zecelea. E moft. E moft. Este foarte important, dragii mei, să deosebim de unde pornește nevoia pe care o avem. E foarte important să te uiți de unde îți pleacă nevoia pe care o ai. De unde îți pleacă? De ce? De ce -a, a, a apărut nevoia asta în viața ta? Care izvorul ei? Caută singur. E dureros când trebuie să-ți spună alții despre asta, că te super. Nu? Să zică soțul sau să ți aveți că asta e moft. E dureros. Dar fii tu ăla care cercetează izvorul de la care îți pornesc lucrurile. De ce ai lucrul ăsta în minte? Ia întreabă -te. De ce, de ce mi-a venit mie nevoia asta? justific -o înaintea lui Dumnezeu și, și, în mintea ta să vezi. Repet, societatea în care noi trăim este o fabrică de nevoi, permanent. În ultimii o mie de ani, oamenii au tăiat cartofii cu cuțitul fără nicio problemă. Dar mă uitam zilele astea pe Amazon, nu știu ce îmi căutam, și am văzut că oamenii cumpără tător care taie cub care taie așa, pe ăsta, unul care taie în formă de inimioară, de felul de... Și îți aduni în casă o droaie de, de lucruri de genul ăsta, fără sens. Dar ce fain e, nu un cuțit care taie cartof în formă de inimioară, mai dacă e la nevastă, ți să la asta îl vrea, steluță. La copii, să le arăți că pot să... Dar uitați-vă că noi trăim într-o așa societate care creează nevoi permanent. Avem, avem această, această iluzie este un must have, trebuie să ai. Nu poți exista dacă nu ai. Așa se prezintă lucrurile. Nici nu există dacă nu ai lucrul ăsta. Atunci dintr-o te gândești, bă, fii atent că chiar nu există. Hai să-mi-l doresc și eu să-mi-l cumpăr. Dragii mei, orice exces este dăunător. Și vreau să vă mai învățăm un lucru la care vreau să medităm. Câți bani ar trebui să dăm pe un lucru? Știați că Dumnezeu este interesat și de moralitatea distribuirii banilor noștri? Dumnezeu este interesat dacă felul în care îți distribui resursele este moral sau nu. Cu ani în urmă am ascultat un interviu, probabil v -am mai zis despre asta, cu cel mai bogat om din România, cu Ion Siriac. Ion Siriac este omul care are cel mai mult capital lichid, adică în cash. Și omul ăsta a fost invitat la o emisiune la TV și printre altele l-a întrebat moderatoarea, domnule ținerea dumneavoastră, cum cumpărați? Un om cu atâtea resurse a fost curioasă, doamna, cum cumpărați? Bă, eu de obicei mă duc la magazin, nu mă uit cât costă nimic, că nu mă interesează, semnez și plec. Dar zice, dacă cumva mă uit și îmi cade ochii pe preț și văd că bluza pe care vreau să mă cumpăr costă de 60 de ori mai mult decât prețul, e real. Și e cel mai bogat om din România, moral, nu pot să o cumpăr. Nu că n-am resurse să o cumpăr. Cumpăr magazinul cu totul și eu angajez pe vânzătoare și. Nu asta e problema. V-ați gândit vreodată că există acest mod de a gândi al moralității distribuirii banilor noștri? Că sunt lucruri pe care le putem cumpăra pentru că avem resurse, dar este imoral să le cumpărăm? Când cumperi un tricou care costă imoral de mult, când cumperi o geantă care costă imoral de mult, păcătuiești în fața lui Dumnezeu. Pentru că indiferent câte resurse ai, există un mod în care trebuie să ții de moralitate, în care îți distribui banii. Da, e adevărat, unul câștigă atâta într-o zi, da? Unul câștigă atâta. Fiecare are cheltuiel și, vias, și standardul de viață în funcție de veniturile pe care le are. Dar sunt unele lucruri pe care trebuie să le punem și să le gândim dacă e moral sau nu. Dacă e sănătos înainte de Dumnezeu să-ți dai o jumătate de lună de, de alergat de dimineața până seara pentru mai știu eu ce accesoriu, nu merită. Dragii mei, vă spuneam și cu altă ocazie că noi cumpărăm cu timp, nu cu bani. Pentru că banii nu sunt nimic altceva decât timpul pe care l-am cheltuit ca să-i facem. Și ori de câte ori te duci la magazin, vreau să spun ceva, cheltuie însuși viața ta. Asta faci. Te costă 100 de lire. gândește și că ți-ai dat o zi din viață pentru bluza aia, sau pentru tricola sau pentru mai știu ce. Merită. O zi din viață. Două zile. Trei. Mai știu eu. Așa calculează. Aș vrea să închei după masa asta. Apostolul Pavel îndeamnă să... Căutăm să-i semănăm lui Hristos mai mult decât să dobândim lucruri. Pentru că lucrurile materiale necesare sunt dar lui Dumnezeu. Le așteptăm de la El, în promisiunea Lui. Doi, lucrurile materiale strecătoare, nu investi în ele. Nu-ți aduc valoare, nu te fac să fii altcineva. Și trei, orice exces material îți omoară sufletul. Te distruge, îți orbește sufletul și te chinuie. Este mai important să-i semănăm lui Hristos decât să adunăm lucruri, dragii mei. E o luptă formidabilă în societatea în care noi trăim, această societate uniformă și consumeristă, în care toți îmbracă la fel, toți gândesc la fel, toți fac același lucruri în fiecare zi. E, e, greu să fie altfel. Dar și ce zice un proverb din Finlanda? Că doar peștii morți în până cu curentul. Cei vii merg contra. Biserica e vie, ea merge contra curentul. Chiar dacă lumea întreagă se duce într-o parte, în hău, spre distrugere, biserica notă contra. Amin? Noi notăm contra. Păi noi ne conduce Dumnezeu, nu societatea. Apostolul Pavel, când îi vorbește lui Timotei, dacă vă uitați în text, veți vedea că el folosește cuvinte foarte interesante. Luptă-te! Filește-te! Apucă! Și printre altele spune Pavel lui Timotei, când ți greu și simți că nu mai poți, face ceva. Și zice el, Luptă-te luptea cea bună a credinței, apucă viața veșnică la, la care ai fost chemat și pentru care ai făcut acea frumoasă mărturisină înaintea multor martori. Atunci când ți greu și simți că ești prins de iureșul lumii și ești gata să fii și tu ca ceilalți, și ce să aduce aminte? Că într-o zi aici în apa botezului te-ai promis ceva. Și ce-ai promis? Că toată viața ta e un credincios Domnului și îl vei sluji pe el. Și Pavel zice lui Timotei, Timotei, când ești gata să fii prins de drumul lumii, aduți aminte că tu ai promis ceva. Adu-ți aminte că tu ai făcut un legământ cu Dumnezeu. Iubiții mei, înaintea lui Dumnezeu, e mai valoros să, să, să fii decât să ai. Dacă ascultați predica Domnului Iisus, știți ce e, cel? Ferice de cei ce sunt săraci în duh. Fește de cei ce sunt blânzi. fește de cei ce au inima curată. Mai bine să fii decât să ai. Să ai înainte lui Dumnezeu nu are nicio valoare. Să fii este adevărata valoare a unui om. Aduți aminte că tu ai promis lui Isus că îl vei urma. Și Pavel zice, aduți aminte ce, ce ai, promis în fața lui Dumnezeu și mai aduți aminte ceva. Adu-ți aminte ce -a, vor, ce a, spus Isus în fața lui Pilat din pont. Și știți ce a zis Isus? Luca 18 cu 3 și așa. Împărăția mea nu este din lumea aceasta. Noi nu suntem de aici. Noi nu luptăm pentru lucrurile de aici. Noi nu trăim pentru viața de aici doar. Domnul Hristos, față de care, și față de care am făcut un legământ, ea are o părăție care noi din lumea asta. Hai să trăim pentru ea. Noi nu trăim pentru această lume, dragii mei, ci trăim pentru părăția care va veni. Să știți că diavolul câștigă mai mult din această vreme de libertate în care existăm noi ca biserică decât în vremurile de opresiune, când oamenii nu aveau și erau sub presiunea autorităților, sub presiunea oamenilor din jur. Astăzi, biserica e mai slabă ca atunci, tocmai din cauza asta, că tot mai mulți dintre oamenii din biserică sunt atrași de lucrurile materiale mai mult decât sunt atrași de Hristos. Suntem atât de orbiți uneori și pentru lucrurile materiale jerfim totul. Mă uit la oameni care de dimineața până seara se trezesc dimineața de vreme și ajung acasă seara târziu. Nu pentru că doar în felul ăsta supraviețuiesc, ci pentru că își doresc întotdeauna mai mult. Mai mult. Și vreau să spun ceva. Nu merită. Nu merită. Domnul Hristos a zis în Luca capitolul 16, versetul 26. Și ce ar folosi unui om să câștie toată lumea, dacă și-ar pierde sufletul. Și dacă l-a pierdut, ce-ar putea da un om în schimb pentru sufletul lui? Lucrurile materiale pentru care ne zbatem atâta nu au nicio valoare comparativ cu sufletul nostru. Și aș vrea să te întreb în această dupămasă la încheiere, tu cât investești în sufletul tău? Ai o săptămână în care stă în față. uite te la săptămâna care a trecut. Din zilele care s-au scurs, cât timp ai investit în relația ta cu Dumnezeu? Și cât timp ai investit în visurile tale de a avea? E o matematică simplă. Săptămâna trecută sta de vorbă cu un tânăr, ne-a scris pe pagina bisericii că vrea să boteze. 21 de ani. Iosif. Am vorbit cu el și mi-a zis că îi tul de lumea asta și că nu mai vrea nimic, vrea să se întoarcă la Domnul. Și după masa asta am primit un mesaj că Iosif a murit. Nu mai ajunge la botez. A terminat. Pentru că atunci când noi vă vorbim și chiar vorbeam cu frații din, din, din conducere în, în după masa asta, atunci când zicem la biserică că viața e scurtă, că trece, că să nu lăsăm uh, conduși de gândul că avem vreme, avem vreme și de Domnul, avem vreme și de împărăția Lui, avem vreme și să dăruim, avem vreme să facem pe toate. N-ai vreme! N-ai vreme! Pentru că azi, mâine, poi mâine, ziua de mâine nu e a ta, mea. De aceea în această zi te îndemn. Apucă în viața veșnică. Și gândește-te la un lucru. Dacă ziua aceasta ar fi cea din urmă zi pe care o ai și ar trebui să te înfățișezi înainte lui Dumnezeu, să fii răsplătit pentru ceea ce ai făcut pentru El, ai avea pentru ce să fii răsplătit? Din anii care s-au scurs în viața ta, cât ai investit în a-i semăna lui Hristos, ai investit în împărăția celor care rămâne și cât ai investit în visurile tale de a avea, care până la urmă nu ți-au creat decât Desnătește. În această zi vă provoc din toată inima, suntem tineri aici, cei mai mulți dintre noi. Și Iosif stă mărturie astăzi, într-un sicriu, că tinerețea nu e o vreme prielnică pentru viață, și poate fi o vreme prielnică pentru moarte. Pentru că viața nu e în mâna noastră. Și sfârșitul nostru poate fi oricând. De aceea, în această zi, hai să schimbăm prioritățile. Hai să spunem, Doamne, de astăzi, Vreau să fiu preocupat mai mult de tine, din părăția ta. Mai preocupat de lucrurile care rămân. Doamne, mai preocupat să mă închin înaintea ta, să te cunosc pe tine, să mă rog mai mult, să mă dăruiesc mai mult din mintea mea în fiecare zi. Mai mult decât să mă gândesc la lucrurile care vreau să le fac, vreau să-mi dăruiesc mintea ție. Pătrunde mă și gândurile tale să mă cerceteze. Hai să facem lucrul ăsta rugându-ne. Amin.